Antonio și Zain intră în cursa de eliminare pentru că au vorbit cu o dată. Eu zic să votați, știți foarte bine ce trebuie să votați, cumva să se schimbe situația aceasta pentru că chiar nu se mai poate. Mi se pare a ajuns penibil, adică un bărbat la 30 de ani are o relație, da? Indiferent ce fel de relație, că a durat 5 zile, că a durat un an, că a durat 10. Băi, și după ce termină relația cu fata aia, începe să-i strige anumite lucruri, că vezi, Doamne, să dea bine în fața lui Hatice, lui Mihai și a actualei prietene, cu care, culmea, este într-o relație la jumătate de oră după ce s-a despărțit de aia. Despre ce vorbim? A picat la fix această cursă de eliminare ca și cum are și un cuplu, nu? Căsătoriți, ies căsătoriți pe partea mireasa. Hai cu Doamne ajută, dumneavoastră alegeți pe cine să trimiteți acasă. Eu chiar nu pot să vă influențez și nici nu aș face asta.